Mai înainte de a fi zâmbărici, un animator vesel pentru petrecerile celor mici, Iulian Peripelicin era doar Iulian, un tânăr activ care studiază jurnalism la Universitatea de Stat. De ce am ales jurnalismul? Este întrebarea din anul întâi care mi-au pus-o toți profesorii, chiar și uneori noi. Am ales jurnalismul pentru că îmi place să comunic și lucrul cel mai important cred că sunt relațiile și interacțiunea cu oamenii pe care o faci zi de zi. Cel mai important care am învățat aici la facultate spune că, în primul rând, sunt prietenii pe care îi faci în acești 3 ani. Unii sunt la început, iar pe parcurs de sparg, ca până în anul 3 să vezi cine sunt cei mai buni prieteni. Tot aici înveți cum să mergi pe stradă sau nu știu într-un loc și de la o persoană necunoscută să poți să afli o istorie destul de interesantă ca să o cunoască o întreagă lume. Între timp, Iulian a ales să combine orele de facultate cu meseria de a-i face pe alții să zâmbească, în special pe cei mai mici. Din dorința de a câștiga bani de buzunar, s-a angajat la o agenție specializată. Am înțeles că nu este ceva simplu, trebuie să zâmbești și totodată să încerci să copiii să fie la nivelul lor, dar totodată să încerci să le aduci multe emoții și lucruri frumoase. Experiența de o vară în Statele Unite l-a determinat să continue să zâmbească pe cont propriu, astfel încât la revenire aduce câteva costume și mult entuziasm de a-l crea pe zâmbărici, personajul în care intră la fiecare petrecere pentru copii. Deja au apărut toate treptat, cărți de vizite, tricouri personalizate și încrederea clienților. L-am întrebat pe Iulian de ce le este oamenilor atât de greu să zâmbească. Că probabil oamenilor nu că le este frică, dar au un sentiment acolo, dacă au probleme în suflet, trebuie să fie triști. Eu chiar și înainte de aceasta zâmbeam, chiar dacă nu aveam, să spunem, această mini-afacere sau din numele meu zâmbărici. Nu cred că este greu, dar trebuie încet, încet să depui, nu știu, să vină de la sine schimbarea, să zâmbești și totul va fi bine. În această aventură, Iulian este ajutat de verișorul său care îl asistă la orice spectacol. Pe cât ar părea de simplu să lucrezi cu copiii, este totuși o misiune dificilă. Trebuie să știi cum să-i coordonezi și în ce moment, în ce timp, să le oferi o doză de energie sau uneori, dimpotrivă, să le spui un pic ne odihnim pentru a menține situația. De multe ori sunt zile de naștere în care avem copiii, să spunem, cu o doză de energie prea multă. Și la un moment dat, dacă încerci să le faci un joc de cât mai dinamic, atunci îi pierzi în totalitate și trebuie să cumva să-i coordonezi printr-un joc mai static în care ei să-și adune emoțiile, gândurile și apoi să încerci să îi mobilizezi. Este o activitate psihologică pentru că copiii sunt copii, sunt mai mari, sunt mai mici, sunt fie și educați și pentru că la zile de naștere copilul chiar dacă este educat, atunci el vine să se distreze și până la urmă încearcă să se relaxeze. Și sunt unii copii care ori nu vor să te asculte, ori încerc să iasă din zona lor de confort și trebuie să fii calm. Cel mai important a fost pentru mine să nu mă sfiez ce vor spune prietenii și că ce îmbraci un costum de clown și încerc să-i distrez, eu încercam să fiu eu. Cam mai apoi, după 3 săptămâni, mergând pe holurile universității, toți îmi spune zâmbărici, salut, salut! Costumul, 5 minute de machiaj și muzica maestre. Tot timpul când încerc și vin să fac această distracție, dispoziția nu este la maximum, iar odată ce intru în această, să spunem, poveste, emoțiile sunt mai mari și doza de dispoziție se ridică la maximum și încerci să fii chiar un clown adevărat. Dacă eu zâmbesc, sunt prima sursă, ei sunt a doua sursă și încerc să fie un zâmbet la pătrat. Go!